în anii 80, m-am dus și eu odată de curiozitate. Zic, hai bă frate, să mă duc și eu acolo și să văd cum e la Oktoberfest. M-am dus acolo, mi-am luat o halbă de-aia, un bir cruc de la de un litru, m-am așezat unde era loc, mai la marginea, la o masă de-aia imensă, unde bavarezii deja erau în trans, erau în extaz, erau băuți, erau mâncați, veselie, râsete, nu știu ce, femeile cu decolteuri așa decente, ați văzut chelnerițele alea cu câte 7-8 halbe de bere pe mână, 7-8 pe mână, deci era o atmosferă, ce mai, de veselie, de festival,